Vă mulțumesc că a dat curs solicitării noastre de a fi câteva minute în seara aceasta împreună și am ținut să facem această conferință de presă în urma acțiunilor noastre caritabile pe care le-am început de circa 2 ani încoace, adică cu periodicitate mai mare. Unele dintre dumneavoastră le știți. Este vorba de haine strânse la sediul partidului de la membrii de partid și acordate unor familii mai nevoiașe. Este vorba de alte acțiuni caritabile în teren. Și aceasta de astăzi am vrut să o facem mai publică, deoarece este mai inedită în sensul că noi, după cum bine știți, acum două săptămâni am avut o adunare generală destul de mare, cu peste 500 de persoane, în vederea începerii campaniei electorale pentru europarlamentare și prin grijă doamnei Dorina Arion, consilier local, că dânsa a avut această idee de a colecta niște obiecte noi, obiecte care, de care membrii noștri de partid s-au putut dispensa, care au fost adunate aici, au fost selectate și o parte din aceste obiecte, nu puține la număr, cred că au vorba de 200 de obiecte, s-au organizat la această adunare generală o tombolă. În urma cumpărării biletelor la tombolă a rezultat o sumă de bani care este în acest moment la mine și care noi, ștaful conducerii PSD-ului, am hotărât să acordăm unei familii cu venituri mai mici. În speță este vorba de familia Baciu. Aici este doamna... Bucur, mă scuzați. Bucur, aici sunt membrii familiei și o să vă rog să veniți. Aici sunt banii numărați. Este vorba de 1270 de lei. Am avut o. Să vă fie de folos. Mulțumesc frumos că vă dea Dumnezeu și vă doriți că mulțumesc. Acțiunea este caritabilă, scurtă. Sper să fie și de folos și de efect. Dacă dumneavoastră, sau dacă colegii mei, doamna Ion, să spuneți chiar cu linte. Mulțumesc. Bună seara. Vă mulțumesc din suflet că ați venit iar alături de noi. Cum spunea și Cristi, pentru noi nu e ceva nou. Nu e nimic ieșit din comun de a încerca să ajutăm. Începând cu voluntariatul acela cu care noi mergem și în anul acesta, pregătim elevii care au probleme și care nu își pot permite pregătiri particulare. Am extins și la copiii de clasa 6-a și clasa 4-a, fiindcă vor da și ei teste în anul acesta. Deci, spuneam că nu e ceva nou. De doamna Bucur, eu am auzit într-o ședință la noi, de cazul cu totul ieșit din comun, de faptul că acum un an și, parcă un an și o lună, a rămas fără casă, de faptul că colegul nostru, Cristi Matei, a ajutat-o să obțină o locuință în adăpostul social și am dorit să ajut, nu practic doamna este vizată, ci copila, nevoata doamnei. Pentru că doamna Bucur are un copil cu probleme, care este aici, Cosmin, da? Cosmin. Am reținut, da? Are un copil cu probleme și are o nepoțică în îngrijire, care are 12 ani și noi, de fapt, pentru ea am adunat din puținul nostru, sigur, ca să o putem într-un fel să-și permită să-i cumpere achiziții sau haine pentru ea. O să continuăm, o să continuăm activitățile, cum bine ați spus, Cristi, vom mai face. A fost prima, vă spun sincer, a fost prima organizare a unei tombole. Eu n-am mai organizat și au fost cu multe stângăcini, mi s-a părut,
cred că următoarea tombolă va fi mai reușită. Așa sper. Vă mulțumesc încă o dată, doamna Bucur, o să căutăm să vă ajutăm în continuare. Mulțumesc și din suflet. Eu aș dori o casă, dacă se poate, să unde să mă duc. Copilașul meu, e o posibilitate să mai fac. S-a discutat cazul dumneavoastră, de a fi punctul de urmă. Am 4.300.000 pensii de bătrâneță și ce mai am pe copilașul ăsta. N-am, nu mai am. Am cum să fac casă și ce am pierdut, am muncit o viață. Eu, soțul meu a murit de 4 ani, are 5 martie, de când e mort. O lucrat la fostul SMA, domnul Blaziu, eu a fost director de SMA. Și am muncit atât așa, am făcut și acum nu mai am nimic, că vă dat spate. Și acum eu la 62 de ani ce pot să mai fac? Nimic. Nimic. Am avut un să vă spun, în continuare să vă ajutăm, să vedem că... Sigur că aceste cazuri sunt atât de delicate și atât de sensibile încât... cât ne mișcă pe toți. Eu vă mulțumesc din suflet. Ce pot să vă spun? Că... și tineretul, echipa de tineret, care este deja foarte numeroasă și puternică, deci deja au 7 organizații comunale înființate, organizații PSD comunale înființate la inițiativa lor, au foarte multe idei, am participat la multe ședințe cu tineretul și sunt o echipă vrednică și demnă de a acționa în viitorul Partidul Social-Democrat din Turda. Cu timpul o să vă facem cunoștință cu toate persoanele la tineret. Au foarte multe idei și aceste acțiuni sunt convins că atât cu sprijinul organizației femei și cu sprijinul organizației tineret și probabil sprijinul financiar al organizației de seniori, cum vom continua astfel de acțiuni, reușim să aducem câte o părămă de să nu zic fericire, de mulțumire în anumite case care altcumva nu aveau această posibilitate. Eu m-am lăsat dusă de emoții, fiindcă vroiam să menționez, mod cu totul excepțional, faptul că organizația de tineret m-a ajutat. Aici, de față, este Oana Duca, care a fost una dintre cele care a citit biletul norocos și a fost alături de noi. Deci înseamnă că ea este mâna norocoasă a partidului. Organizația de tineret este extraordinară. Îi mulțumesc din suflet. Și eu vă mulțumesc. Și eu. Să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și să vă dea Dumnezeu să putem face mai multe. Și la toată lumea, mai bine și sănătate. Mulțumesc. Mulțumim, doamna. Mulțumesc și eu din suflet. Din suflet. Cu mult drag. Îmi pare rău că nu e mai... Nu stai să mă retrag, așa e. Știu că băiatul nu mai are răbdare, știu, am văzut. Nu stă nicăieri, mă pot duce cu el, că nu stă. Da. Bine, doamna Bucur, bine. Bună seara. La revedere. O seară bună. La revedere. Dacă aveți întrebări pe această temă sau... Eu foarte pe scurt, eventual, dacă precizez mai, cum se identifică aceste cazuri sociale? Cum le identificați și cum se hotărăște care se merită mai mult? Această familie, la un moment dat, a rămas fără casă datorită acelor două incendii, dacă știți, care au fost la un moment dat și pentru care am încercat să găsim în consiliul local niște locuințe necesitate. La momentul respectiv, fiind consilier local și cu colegii, ne-am implicat să găsim un adăpost pentru familia respectivă pentru o anumită perioadă până va primi o locuință de necesitate sau, știu eu, consiliul ar fi alocat niște fonduri pentru refacerea locuinței. Și am aflat atunci despre situația în care se află familia și am ținut să ajutăm, deci nu numai să ajutăm să aibă un adăpost și să aibă și niște resurse financiare. Sigur că
Sigur că este greu, deci când discutăm de cazuri sociale, nu mai discutăm de nicio influență. Știu, de alt ordin, știam de aia de atunci și am hotărât să ajutăm în continuare și financiar. Dar astfel de cazuri sunt nenumărate și vom încerca pe cât posibil să găsim acele cazuri care sunt cele mai nenorocit, să zic așa, din punct de vedere financiar. Dacă mai... Bun, vă mulțumim atunci. Bun, mulțumim. Vom face o conferință de presă cât de repede și pe alte teme, care sunt convins că vă interesează și... O să vă aducem la cunoștință cam ce se mai întâmplă pe vorbea noastră politică, în afară de ceea ce ați văzut acum.